Bună dimineața! Bine ne-am regăsit! Vă salută și porcul! Și porcul acela din coteț, adică nu eu. De azi voi începe o serie de vloguri despre activitățile mele. Și aș dori să-mi spuneți în comentarii dacă doriți și sunteți curioși să vedeți extra activitățile mele în afară de plimbări și să mă cunoașteți exact așa cum sunt eu, fără editat și fără alte vrăjeli, să spun așa. Azi, na, este a doua zi, a treia zi de fapt de când am venit din expediție și mă aștepta tractorașul, că mai am ceva de arat. Eu lucrez în agricultură, adică lucrez și în agricultură. Avem o fermă în familie, lucrăm o suprafață de teren și am rămas restant de când am plecat. Am încercat eu să termin, dar nu am reușit. Am arat chiar și în ziua de Revelion, ba nu ne-a permis vremea, ba am avut alte treburi. Și azi va fi prima zi după expediție în care voi pleca la câmp și o să termin cele 15 hectare pe care le mai am. Am făcut așa o inspecție vizuală la tractor cât am fost plecat. A fost cumnatul meu cu el și acum vreau să fac o verificare, să vedem dacă ceva dubios la el. La prima vedere nu, o să verific uleiul, cum de altfel trebuie verificat de fiecare dată când pornești utilajul. Ulei nu prea are, dar nu prea. Nu este un tractor foarte nou, dar nici vechi, e din 2008. Și na, mai are ceva pierdere. L-am luat anul trecut, abia m-am obișnuit cu el și am învățat așa cât de cât punctele slabe, să spunem. Mai are ceva pierdere de ulei. Aici este ulei de transmisie, este ok. O să-i completez ulei de motor. Am apreciat așa că ar fi, cred că mai bine de un litru. Și eu cred că, din ce am observat, că uleiul pierde și nu-l consumă. Ia să-i punem. Să vedem. Nu îi completez foarte des, dar na, prefer să fie la nivel. Cu toate că unii spun că, cel puțin la tractor, uleiul trebuie să stea între minim și maxim, adică la jumătate. Acum nu știu ce să zic exact. Eu prefer să-l pun aproape de maxim și dacă o mai consuma mai mult decât sau na, dacă l-o pierde, să aibă de unde. Are 19 litri motorul. 19 litri de ulei intră la motor. Hai că voiam să verific apa, că am văzut ceva scurgeri în plus. Aici avem filtru de aer. Are filtru de aer cât roata. Ia să vedem. Foarte bine. Apa avem. De fapt antigel, nu apă. Radiatoarele sunt ok. Putem lăsa capota. Are o capotă. Cred că are 100 de kg capota asta. E foarte grea. Momentan atât. Ulei am pus. Roțile am umflat. L-am îngresat. Plugul e în stare bună. Nu văd nimic rupt la el.
Hai să-i dăm o cheie. Să vedem cum pornește după câteva zile, o săptămână, nu știu exact. Bine ați venit la bord. O să vede că au stat persoane mai mici în tractor. Îi lipsea reglajul electric la volan. Ia să vedem. Lăsăm un pic să amorseze pompa. Și-a pornit. Destul de greu, pot spune, dar apropo, are scaun pe aer. Ne ridicăm puțin nivelul. A stat ceva timp și bateria nu este foarte bună. A trecut. O baterie este a lui de când l-am luat, cine știe de când o avea. Da, e ok. După o zi la arat se încarcă și a doua zi nu mai e problemă. Dacă mergi zilnic cu el, este altceva. Gata și scaunul. Scaunul are, scaunul este pe pernă de aer și are, cum să zic, se balansează și în față și în spate. Adică are un amortizor de șocuri, când dai în ceva, te oprești în ceva, ai șoc și în față. Nu are doar sus-jos, are și în față și în spate. E mai lipsa lateralul, cum am văzut că au altele. Hai să vedem. Dacă mai știe să ridice. Ia uite-l că s-a ridicat. Să-l așezăm puțin. Gata. Este bun de treabă. Hai să mergem. Plecăm? Hai să plecăm. Față, mai dăm vreo două viteze aici să fie și dăm bătaie. Ia uitați-l și pe Dastăric aici. Cred că acum este invidios că am plecat cu ceva mai mare decât el. Dar facem bani să plecăm în Africa în ianuarie sau oriunde în altă parte. Avem loc? Să nu luăm la câmp. De unde locuiesc eu și până la câmp trebuie să mergem puțin pe asfalt. Și aici este o zonă foarte aglomerată, adică Mărăcineni. Foarte multe mașini. Mare atenție. Asta e că am uitat să aprind luminile. Mai dăm două viteze. Dăm a 12-a. Avem viteză. Avem de stat aici. Mai ar trebui o trecere de pieton pentru tractor la ieșire din curte. Că e dezastru ce ieși cu traficul. Abia așteptam momentul ăsta să pot să merg cu tractorul la câmp. Chiar îmi place partea asta. Am fost foarte avantajat în pandemie, când a început pandemia, atunci în februarie. Bine, atunci nu am avut foarte mult de lucru, că ăla era perioada de iarnă. Dar am avut avantajul că hai că încearcă lumea să le... Hai că am ieșit. Ne dau voie. Încetişor așa, mai schimbăm o viteză. Și încă o viteză. Și
încă una. Ziceam că pe perioada pandemiei am avut avantajul că nu a trebuit să stau acasă închis. Luam tractorul și plecam la câmp. Acolo nu mă deranja nimeni. Totul era în aer, în câmp deschis. Nu mă întreba nimeni nimic. Și am avut noroc. Vibrează de la cauciucuri. Și ăsta a fost avantajul meu și a fost foarte ok așa. M-am relaxat. Am avut noroc pe partea asta. Hai să vedem când ajungem la cap. Ia uite-l ce frumos merge el. Ia să vedem ce treabă face. Ce-i place la lucernă? Mergem așa încet și sigur, că lucerna se ară cel mai greu. Avem 5 km. Să nu chinuim tractorul și să iasă treaba bună. Asta-i tractorul Tesla. Face treabă singur. Ia uite-l ce îi place singur. Da, dacă te plictisești de stat în el, îl pui pe pilot și dai bătaie. Hai să vedeți ce trebuie să fac când ajung la capăt. Să schimbăm plugul. Am redus. Dăm puțin înapoi. Să nu forțăm când ridicăm plugul, să ridicăm cu tot cu pământ. Dăm puțin înapoi. În timp ce dăm înapoi, ridicăm. Avem aici butonul de ridicare. Întoarcem. Ca să putem folosi tractorul acesta, are cutie full power shift. Adică are transmisie mecanică acționată hidraulic și se controlează electronic. Vitezele se schimbă din butoane, adică din butoanele astea, care transmit comanda către niște electrovalve, care la rândul lor deschid fluxul de ulei către ambreiaj, mă rog, detalii de astea. Se presupune a fi cea mai bună transmisie pentru lucrările grele, adică la tractoarele de genul mai mari. Avantajul este că nu trebuie neapărat să utilizez ambreiajul. Doar folosesc inversorul și a plecat. Acum recomandările sunt și să calci ambreiajul și fără să-l calci, dar depinde de situațiile întâlnite la capăt, adică dacă ai șanț sau ceva, uitați, folosesc fără ambreiaj. De obicei eu îl folosesc cu ambreiaj. Se pare mult mai ok și nu bruschează atât de rău. Ia să vă arăt direcția. Uitați, cu degetul mic, da? Cam atât de ușor merge. Adică nici la duster nu merge așa. Hai să întoarcem plugul. Ia să intrăm în brazdă să nu dăm pământul la vecină. Că nu-i frumos. Poziționăm tractorul pe brazdă, se lasă un pic de bot, se ridică plugul în spate să nu dăm cu el de pământ și din maneta asta
îl reversăm. Adică cu plugul acesta ne ducem și ne întoarcem pe aceeași brazdă. De exemplu, acum să folosim inversorul, pentru că întotdeauna, sau cel puțin eu, plec cu tractorul înainte să las plugul și plugul las ulterior, să nu forțez în ambreiaje. Accelerăm puțin, îi dăm bătaie, dăm drumul la ambreiaj și am lăsat plugul. Chiar dacă este un tractor mai vechi, adică 2008, avem aici butoane de auto, putem să-l programăm. Când intrăm în brazdă, apăsăm butonul și revine singur la durația pe care a avut-o înainte. Avem aici întoarcere automată. Aici mai sunt niște butoane. De fapt, butonul ăsta apare tot ceva cu... Dar nu știu exact ce face, nu știu dacă funcționează sau dacă a funcționat vreodată. Cel puțin de când am eu tractorul. Are mai multe chestii, însă eu le folosesc pe cele clasice. Accelerația de mână. Nu folosesc butonul ăsta, că e foarte incomod. Și cutia este un fel de automată, adică schimbă și singură. Dacă ai pe moduri, are aici, când apeși butonul, are... De fapt, este recomandat să schimbi, să lași pe auto, să schimbe singur, când tractezi remorca, nu când ești în brazdă, pentru că forțează foarte tare, cel puțin la plug, și nu e chiar ok. El nu zici că nu merge, merge, dar îi dai uzură prematură în cutia de viteze, în ambreiaj, în damper, în tot ce, toate piesele de legătură și de uzură. În schimb, este foarte ușor de condus. Plugul reglat foarte bine, merge singur pe brazdă. Nu ai niciun stres. Cam bate vânt pe afară și destul de fric și văd că dă să plouă. Spre fericirea noastră, poate ploua. Am arat ceva, apropo. Am făcut ceva? Mai am un pic aici, în parcela asta, și ne botăm. Gata și ziua de azi. Am terminat ce am avut de făcut. Au mai apărut altele, dar le voi termina miercuri. Mâine o să merg la București să fac schimburile de ulei și să verific mașina, să vedem ce daune a avut după kilometri ăștia și după expediția asta. Totul ok, tractorul în regulă, mi-a mai rămas chiar și motorină. Mai aveam de o tură, dar nu mai stau că e târziu și mâine avem drum de făcut. Trebuie să inspectăm mașina cu atenție, să o pregătim pentru rally. O seară frumoasă să aveți!